Bună ziua, stimați membri a Comisiei de Doctorat, onorată asistență, dragă doctorantă, cu permisiunea dumneavoastră, declarăm deschisă ședința de susținere publică a tezei de doctorat. Ordine de zi pentru astăzi, avem susținerea publică conform prevederilor regulamentare, regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. 2. Evaluarea tezei cu tema Economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării. Și 3. Recomandarea prin vot secret conform regulamentului conferirii titlului de doctor în științe economice autoarei tezei la cu tema Economia cunoașterii și politica educațională în contextul globalizării. Pentru a deschis ședința, permiteți-mi să vă prezint componența Comisiei de Doctorat. În baza deciziei Consiliului Științific al USM, extras din ședința Consiliului Științific al USM din 15 noiembrie 23, proces verbal numărul 1, a fost aprobată componența Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei doctorat la specialitatea 521.02 Economie mondială, relații economice internaționale, elaborată de către doctoranda Laman Așal în următoarea componență nominală. Subsemnată Cămuraru Maria, președinte, doamna doctorată Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, conducător de doctorat, domnul Roșca Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională, membru a Comisiei de Îndrumare și membru referent a Comisiei de Susținere Publică. Domnul Stratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova, membru referent, dumnealui are o forță major și se conectează online, și domnul Menin Alon Zvi, doctor în științe economice, Ariel University, Israel, membru referent. Deci, conform regulamentului, după ce am prezentat comisiei, că dosarul de atestare a doctorandei, deci, conține toate actele necesare și cu permisiunea dumneavoastră ca școlii doctorale de științe economice de aprobare a temei și a conducătorului științific, precum și a comisiei de îndrumare. Procesul verbal numărul 1 a ședinței comisiei doctorat privire la stabilirea datei susținerii publice pentru ziua de astăzi. Lista de prezență a membrilor comisiei doctorat. Tabelul generalizator care l-am pregătit, dar urmează să-l completăm. Adeverința privind parcurgerea programului de doctorat. De asemenea, lista publicațiilor la tema tezii. Lista participărilor la forumurile științifice cu dovezi, certificate de participare, precum și cu programul conferinței. CV-ul doctorandei, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctor, procesul verbal a ședinței comisiei de îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil, precum și cu acele recomandări pe care le-a făcut. Avizul comun al conducătorului științific și al membrilor comisiei de îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil. Tabelul și gradul de realizare a obiecțiilor și a sugestiilor comisiei de îndrumare. Procesul verbal a ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul școlii doctorale de științe economice, juridice și economice.
Avizul Departamentului Economiei, Marketing și Turism privind recomandarea piezei pentru examinarea în cadrul școlii doctorale. Tabelul privind gradul de realizare a sugestiilor și obiecțiilor, recomandărilor membrilor Departamentului Economiei, Marketing și Turism. Informații privind competențe profesionale ale membrilor comisiei de doctorat. Proces verbal de la ședința Consiliului Științific de aprobare a comisiei de doctorat, pe care am dat-o citire anterior. Dispoziția școlii doctorale de științe juridice și economice cu privire la admiterea spre susținere publică a tezei de doctorat, certificatele care confirmă depunerea tezei și a rezumatelor la biblioteci și conform listei organizațiilor unde a fost expediat rezumatul. Separat avem lista organizațiilor care a fost expediat rezumatul cu recipisa oficiului poștal. Au fost prezentate conform cerințelor regulamentare referatele de analiză ale tuturor referenților și membrilor comisiei de doctorat, avizele la rezumatul tezii, copia actului de identitate a candidatei, teza de doctor pe care și o vedem și pe masă și în format electronic a fost expediat tuturor membrilor comisiei, precum și rezumatul tezii în limba română și în limba engleză, care sunt și pe masă. Deci toate documentele și tot dosarul corespund rigorilor normative existente și, stimați membri, dacă sunt careva întrebări la documentația inclusă în dosarul. Dacă nu sunt întrebări, atunci, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1007 din 10 decembrie 2014, precum și a regulamentului privind organizarea programelor de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorale USM, cuvânt îi se oferă pretendentului la titlul științific, deci doctor în științe economice, doamnei Lama Mașal, care, în conformitate cu regulamentul de susținere publică a tezei doctorat, aveți la dispoziție 20-30 de minute maxim pentru ca să ne prezentați conținutul tezei, precum și principalele rezultate obținute. Succes! Good afternoon, members of the committee and all the presidents. Thank you for taking time to participate with my assistant's inspiration. The subject is the knowledge economy and educational policy in Israel in the context of the globalization. My supervisor, Doctor of Economic Science and Associated Professor. Thank you for your participation and assistance in the scientific research. Actually, an importance to a research theme is to find the optimal solution for adapting the current educational policy of Israel to the realities of the global educational world. Israel as a country, known on globalization trends in the educational market. The author has highlighted the pros and cons of these directions which presented in the slide. To perform a component assessment of activities and the understanding of the results of education policies, the author has defined indicators and indicators necessary for this global innovation. Empirical study consult an analysis
of the development of the economy and the knowledge economy and the, of Israel as a factor of educational policy. The author formed the experimental sample of countries which was subjected to more thorough research in the context of the scientific world. We see in the graph the countries of each region of the world were divided into three categories. Nine countries were closed from the each region with the obligatory condition, selecting on the first three middle and last three countries, demanding on three level. We see here the European in the yellow color, the Europe is the most successful in the educational by the educational index by the region. As can be seen from the graph presented in the slide, the sample countries, the includes countries with different levels of education and economic development, from highly developed to developing countries. Next, we can see in this graph the analysis of the educational system and educational policy in Israel well presented. The slide, we see in the slide the regions, nine countries with each region. Africa, for example, Africa, it's from 0.2 to 0.6. In the Europe, we can see here in the Europe, we can see the numbers, it's from 9 to 7, 0.9 to 0.7. It's mostly high in the world. But America and Asia, it is between. It is between and it is in different indicators, in different stages. This structure is the center of country in the northern world region according to the educational index in 2021. This study of the education system and educational policy of Israel, the slides show the dynamics of the number of students in educational institutions by type. Also, government funding the educational sector in Israel, it has increased significance compared to 2010. We see here in the graph 2010 till 2021. There is one more highest and it's more higher education, the type of institutions. This suggests that there is a resource for forming a basis of a new education policy ready for application in global educational context. Analyze the statistical data, various expert opinions allowed to the author to highlight the advantages and disadvantages of the Israeli educational policy or system. We know that in the Israeli's educational system, there is a bright sides, such as a technological progress, multicultural environments, and military patriotic education. But there are some problems, including social inequalities and problems of the financial difficulties. However, in between politics, economy, social and technological factors, aspects, interconnection creates the benefits and challenges. Benefits and challenges that require careful attention and management.
it is important to balance between the maintaining and high level of education and overcoming negative phenomena such as social inequalities, which will ensure sustainable and high quality of the education system in the country. By the author, we're offered development for improving Israel's educational policy in the context of the globalization and in the knowledge economy and the globalization conditions. On the slide presents developed by the author the structure of the MOOC for introducing the concept of the knowledge economy term into Israeli educational policy. This model includes the three levels. First level, diagnostic and goal setting of the model. The second is formation of the model structure. The last one is assessing model, assessment of the model effectiveness. The diagram clearly demonstrates the key component of the model proposed by the author, identifying logical relationships and the influence of the, each component on the overall results. The first level, and we now can explain the first level of the model, diagnostic and goal sitting on of the model structure presented on the slide. At this level, the focus of diagnosis and educational context of application of the model and goal setting, which will become the main guideline that must be achieved based on the result of applying the model. This stage represents the systematic analysis current state in Israel educational policy system in the context of globalization, education market, allowing us to identify the strengths and weakness, potential for innovation, which is an integral feature of the concept of the knowledge economy. The second level in the model, formation of the structure of the model. Block diagram of the second stage of the model, formation of the model structure is presented on the slide. Development of structural component becomes a key step ensuring the effective integration of the concept and knowledge economy, taking into account the globalization characteristic integration of the concept of the Israeli educational context and the challenges of the globalization. The first step in this stage is the level of implementation and implementation of the model. Model's action are limited on a strategic vector of the model development, which includes strategic activities. Strategy of this context, of this model, is a type of a plan, allows you to achieve the position in the market and achieve the set of goals, taking into account the globalization processes in the world, a clear focus of innovation, innovative teacher methods, and integration of the teaching and the integration of the technologies and the development of a qualified personnel ready for modern challenges. The most important element in the second level of the model is the development of the mechanism for implementing the model. This mechanism includes the identification of the sectors, executors or at each stage of the implementation, the formation strategic activities, and thus the creation of specific plan that will ensure the successful implementation concept of the model economy in the country's educational policy.
the entire process aimed at creating sustainable and adaptive structure that can effectively respond to the challenges of the modern educational landscape. Mechanism presented the a closed loop, to emphasize the interaction between the influence and the global and the globalization of two directions, globalization and knowledge. Globalization and knowledge in the field of the education. The implementation of the model influenced by the global market and process occurring the, on it, and the implementation of the goal of the mechanism possible thanks for the strategic measures implemented by specific performers using the tools proposed by the author. The author has developed a roadmap for the implementation activities, which is included the mechanism for implementation model. A roadmap is an action plan that defines the sequence of steps by key milestones of, to achieve a special goal for or implement a specific project. The third level of the model is to evaluation of the effectiveness of the model, developing the model with a clear focus, achieving specific outcomes assume that conditions of effectiveness being introduced at the early stages, idea generation, goal formation, the tasks and task definition. The approach ensures larger target progress toward the set goal and ensure that the model meets the expectation and requirements of Israeli education system and the challenges of the global markets. The conditions of effectiveness of the model corresponds to the condition for the effectiveness of two conditions, of two directions. Conditions of effectiveness direction to globalization of the model, conditions to efficiency, the directions of the knowledge economy of the model. This slide presented algorithm for assessing the effectiveness of the model, introducing the of the knowledge economy into Israeli educational policy. A model for the concept of the knowledge economy to into educational policy in Israel, ways of and stages applying the model have been formed, which are expressed in the strategic decisions and the specific activities. The third one, an assessment of the effectiveness of the model has been developed, which can be used both in the level of the state and the level of institutional education institutions. Scientific originality and novelty. The author has developed his own definition of the knowledge economy, which includes the essence of the knowledge economy in the educational, in the context of globalization. A model introducing the concept of the knowledge economy into an educational policy of Israel in the context of the globalization has been developed by the and proposed it for implementation. Ways and stages are applying of a model have been formed, which are expressed in strategic decisions and specific activities. An assessment of effectiveness of the model has been developed, which can be used both at the level of the state and the level of the educational institutions. The conclusion. Based on the research, the author formulated the following conclusions. The scale of the educational policy was reviewed, which
covers various aspects. It has been determined of the formation and implementation of educational policy are three key participants: the state, the market, and the institution, educational institutions. It emphasizes that the modern conditions, the main task of educational policy is in to ensure a high level of education that meets the current needs of the individual, society, and the state in the context of a globalization and knowledge economy. Two important conclusions were also highlighted, studying the experience of various countries emphasized that the practical implementation of educational reforms in the international education market in the vast majority of the cases. Two main difficulties arise: limited resources and the lack of effective mechanism for implementing reforms. Based on the data, it was concluded that globalization provides Israel with a chance to learn more and more experiences from other countries, to exchange the knowledge and experiences, and introduce advanced teaching methods. Recommendation. The author has developed the following recommendation. The Israeli Ministry of the Education is recommended to structure the state approach to the implementation of educational policy through the adoption and implementation of the model, introducing the concept of the knowledge economy into Israeli educational policy, taking into account the globalization processes in the global educational market. The Israeli Ministry of Education is recommended to approve the state level of set measures divided in two directions: globalization and the knowledge economy, and ensuring the roadmap as a part of ensuring the effective entry of the Israeli education system into the global education space by adapting the educational policy to modern requirements and economic challenges. Also, author recommended public and the private educational system institutions in Israel are recommended to consolidate and implement within the frame of institutional strategic policies, programs, plans, proved activities in the level of the Israeli Ministry of Education. Israeli educational institutions are recommended to implement a mechanism for implementing the model for introducing the concept of the knowledge economy into Israeli educational policy, taking into account the globalization processes in the global education market. The Ministry of Education and educational institutions in Israel are recommended to use three steps: performance, assessment, and growth. Thank you very much. Mulțumim de a comis separat. Procedem la următoarea etapă. Deci, este una de întrebări. Mrs. Mashal, la. Yes. I am two questions. În Rașin. Care a fost gradul de studiere acestei teme până la dumneavoastră în Israel? Așa teme s-au mai cercetat? Sau prima dată? Pentru că în toate tezele care se elaborează se menționează gradul de studiere. Eu m-am uitat ce în autorizare, asta e tot prima, a doua întrebare.
modelul care dumneavoastră l-ați elaborat și l-a recomandat spre implementare la toate etapele. De ce l-ați repartizat în trei etape? Și care e sensul acestui? Why does it have three stages? What is the point? Three stages, you know, I built the model. I built a new model in the educational policy, demand for the knowledge economy to affect the educational system in Israel. Why three stages? We had this in the slide. My model. The first stage is to diagnostic, it's to go information, to definition tasks, to definition that principles. And the second one is the information. It is a tools, infrastructure. It's for the development and strategic activities. The third one for the evaluating to introduce the economic knowledge economy terms in the educational policy in Israel. Why it is it's three steps? Why? Because I believe to change something to change a policy, it's not easy. We can do it by stages, gradually. Yeah, step by step, and we can do this with the first step, and we can go ahead to other step, and to be a list of mistakes. I built this model because yes, there is problems in Israel. Inequality in Israel and financial problems in Israel. And there is also problems in infrastructure of the educational system. Because of these reasons, I built this model of three stages. And we can see in the at the modern life now we can change, yes, but it is not one step. It's more steps. It's more gradually to be less mistakes. Okay. Thank you. And the other question about the previous research. Yes, there is a lot of researchers in Israel. You know that Israel it's a state of with high level scientific researchers. There is more and more like me research this problem, and they have a loud sound to, yes, we want to change and we want to be on the high level with the changes, the educational policy in Israel. There is changes, but the changes, it is points. It's not with all of the policy, all of the educational policy, and with a new vision and with a strong vision to change the reality change. It's not there is in the plans in every year in the Israeli Ministry of Education there is a new aims to. To adapt a new plans and a new projects and a new activities at the schools, at the
in the institutional education institutional like colleges, universities. Yes, there is changes and there is new plans, but it's not like what I built with the new book. And I hope so to, yes, to take this model and adapt it and to be a more and more successfully educational policy to be good for this our life. Okay? Mulțumim. Tot în același context, la gradul de studiere a temei, dacă ați analizat lucrări ale autorilor savanților din Republica Moldova la problematica cercetată, analizată de către dumneavoastră. If you did some, if you analyzed some research made in Moldova related to your topic. Yes. Yes, I have this slide, yes. I researched the education policy of the Republic of Moldova. It's similar with Israel position. You know, they have including primary, basic, secondary, higher and actual education structures include the compulsory primary conditions from 6 to 8 years, 5 years, and secondary education. It's similar to Israeli system, but in the Israel, it's different. When we can say about the Tel Aviv and Haifa and south of Israel. This is the difference in the institutions and in the policy of the I said that the situation in the Tel Aviv, it's a high tech, it's an innovation, it's a high level of education because they are a rich people. It's a center of Israel, it's a high tech center, it's an innovation. There is difference between the schools in Beersheba rather than the Haifa and the Tel Aviv. As we can see that the situation, the inequality, social inequality in Israel, inequality in infrastructure and in the level of the innovation and the social life in Tel Aviv, it's different from other region in the state of Israel. As comparing with the south, it is two levels. In Beersheba, for example, and the prefera of the Beersheba, the society, Arab society, the Bedouin society, it's different at all. In Moldova, we can education system faces challenges and such as need to modernize curricula, update standards, increase the accessibility of quality education of the old segments of population, addressing these shortcoming requires to a comprehensive approach involving government, educational institutions and society as a whole, and educational policy reforms increase funding and focus of efforts to improve the quality of education can help overcome. And we can see that in the TESA, there is differences between the Moldova and Acesta a fost pentru ați luat asta. Please go back to the graph. Nu.
this one. Moldova, about Moldova. This is, yes, such as needs. There is many challenges in Moldova to the educational policy. Yes. My teza, I want to contradict you here. Yes. Că subiectul 1 și subiectul, adică ceea ce ați făcut dumneavoastră la 1, modernizarea curriculară, deci ea se realizează de fapt cu modernizing the curriculum is being done. Ah, okay. Yeah, it started. În fiecare an se actualizează și al doilea. Yeah, it's updated. Yeah, și al doilea, deci standardele, deja Banca Mondială susține elaborarea tuturor standardelor pentru toate nivelurile, inclusiv pentru high level, adică pentru învățământ superior. Și al bașii nivelii deja sunt și la etapa de implementare. Adică deja acest proces Maybe we need to implement my model, you know, to accelerate the all of the what they started, you know. It's to be more and more effectiveness and more successfully when they have a model. When we have a model, we can do it more easier. Microphone. In South Israel, in Tel Aviv and in Haifa, we can see how they can adapt and promote the educational policy to a modern with PPL. They are thinking to the project basic learning and to initiatives and all of the new skills and the new technology. They are in the computer, learning on the computer, direct in the online, direct with laptops in the school, the school with the classes. But in Be'er Sheva, there are one class for whole pupils in the school. As there is a differences between two levels. Modelul care ați vorbit dumneavoastră în trei etapi, step by step, deci pentru implementarea conceptului economiei cunoaștere în politica educațională a Israelului, în contextul globalizării, deci modelul dumneavoastră. Cum anticipați implementarea acestui model în atingerea obiectivelor de elaborare a politicilor educaționale eficiente? How you anticipate the implementation of your model to reach the objective of educational higher education policy? How do I secure educational policy? Yes. How you anticipate that the model will be implemented? We can see here the closed loop. We can see that the mechanism, how we can execute the model, and which I developed to interaction and influence with the micro and macro environment and the global educational market. We can see here the strategic activities, indicators, efficiency, and performance, and tools. What is the tools we can use it to implement the model?
and in the output, we can say they're making decisions in the directions. The right decisions, what is the decisions after that we do all of the levels here and the model concept. As the result is two directions, it's the knowledge economy and the globalization. Ce constă rezultatul ăsta pe care l-ați observat? So what is exactly the result of this output? What is this? High level of education. The pupils take the right education and learning with globalization. You know that the global market, there is a connection and interaction between Israel and all of the countries in the world, and this is they are the stand. It is the globalization of global market, and it's important. It's important to start from the beginning to the last with the model steps and stages, and it's three goals. We can say here the goals, it's from the preparing, from the to preparing the education system and international cooperation. The second was developed the integrating the knowledge economy concept in the educational system. The third one was integrating and evaluation the educational system by the globalization. As the result, we can see that the human being, how to think, how to live, how to learn, how to change, how to can thinking outside the box. We can see a new human beings with the globalization and educational system. Okay, merci. Iată modelul ăsta dumneavoastră. Ați spus că periferite regiuni în Israel sunt la diferit nivel, da? Cât timp le-a trebuit regiunilor celor mai slab dezvoltate despre care ați menționat pentru ca să ajungă la finalitatea modelului dumneavoastră? Sau și încă o întrebare, dacă Tel Aviv sau regiunea Tel Avivului, la ce etapă să luați în comparație sau în contextul modelului pe care l-ați elaborat? Unde se află Tel Avivul, unde se află celelalte regiuni și cât timp le-ar trebui celorlalte regiuni să ajungă la nivelul finalității modelului dumneavoastră? So you were saying that there are different levels. Mm-hmm. Tel Aviv is different from other regions. Yes. So what is the difference and how much time it will take for the weaker regions to reach like the Tel Aviv level? For the regions which are not well developed, how much time it will take, how many years it will take to get to the level of Tel Aviv? Mechanism or this model, we can say that if the ministry, Israeli Ministry of Education, start with adopted this model, we can see maybe 10 years, maybe yes, maybe more, maybe less, when they take a decision to adopt this model. This is very important to create new students, and new it's for the with a technological modern and innovation and a new curricula and a new professional teachers
how to learn, how to be in the schools, in the educational institutions. This is big work, and this is important to moderate our life. It's not for any. Domnul Goricorețchi, Boris, doctor conferențar, șeful departamentului administrarea afacerilor la Universitatea de Stat din Moldova, în care el a remarcat că doctoranta a cercetat un compensator problemă și de către Universitatea de a acorda care apreciază la nivel înalt următorul aviz doctorului Samuel Abu Ajaj, șeful departamentului învățământului special, a apreciat teza și rezumatul, a dat o înaltă apreciere în general și în special a modelului propus și a aplicării practice. Și încă un aviz, directorului Fișa Centrului Nebemidbar, Ministerul de Educație în Israel, doctor Iones Hawashal, m-a scuzat. El subliniază importanța cercetării actuale și aș spune în această vizită, este sigur că rezultatele cercetării vor fi utilizate de către instituții specifice din sistemul economic și de către instituțiile de învățământ superior și de colegilor de învățământ de Vă mulțumesc! Acum rugăm, avize sunt suficiente, deci rugăm doctoranta ca să se pronunțe asupra acestor avize, specificând gradul de realizare a sugestiilor și a obiectivelor repetate în avizele de departamentul, comisiei îndrumare și a celor care trebuie să se degree of the
suggestions, recommendations, suggestions, something, how you did this, to what extent. Okay, well, I suggest that we need to peruse a new programs and I suggest that we can build a new programs and a new context about the policy in Israel and diagnosis. Our context and our plans, and to implement my model. It is important, it's most important to. In the second defense, we take a correction. I was correct after the second defense, the most important things after the second defense was that I built my new model to implementation in the Israel. It's very, very important to diagnosis in the educational policy in Israel and to information the methods and the effectiveness of the educational policy in Israel and in the evaluation and assessment the educational policy. It's very, very important to build a new programs and new effective activities and the programs and to introduce the BBL. ICT development and to develop the social environment in the educational system in Israel. Menționez că domnul Stratan, domnul Căpitan, a avut o depăsare de serviciu foarte importantă și la disponibilitate s-a comunicat online. Dacă între timp domnul Stratan scrie careva întrebări sau... O să se conecteze. La camera nu trebuie conectată, nu știu că deja am conectat YouTube. Bună ziua, stimați colegi. Da, domnul Alexandru Stratan. Ok, atunci eu propun ca să... Deci, domnul Stratan, dacă ne auziți și aveți careva întrebări, vă rog să scrieți în chat. Stimați membri ai comisiei doctorat, dacă doctoranda a prezentat pe marginea subiectelor
și recomandărilor care au fost, deci am fost și la susținerea vizului, la susținerea la nivel departament, a avut modificări substanțiale în vederea realizării tuturor obiectivelor pe care le-ați propus dumneavoastră. Și acum o să rugăm ca toți membrii comisiei de doctorat să prezinte referatele de analiză asupra tezei de doctorat și asupra rezumatului. Și cu permisiunea mea, o să-mi permiteți ca să dau eu citire primul în rândul membrilor comisiei de doctorat. Referat de analiză, deci a doamnei la Mama Shaw, la tema economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării, societatea 521.02, economie mondială, relații economice internaționale, conducător științific, doamna Golovate Rodmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Analiza actualității temei și problematicii abordate. Deci teza abordează o temă extrem de relevantă, necesară, în special în contextul accelerat al digitalizării și al globalizării. Analiză interconexiunile dintre economia bazată pe cunoaștere și politica educațională în Israel. În contextul accelerării acestor schimbări tehnologice și al globalizării, această temă devine din ce în ce mai esențială pentru înțelegerea și pentru modelarea viitorului sistemelor educaționale, dar în același timp și a sistemelor economice. Teza explorează rolul politicii educaționale în economia cunoașterii, precum și impactul globalizării asupra acestui proces. În special, se concentrează pe un subiect foarte interesant, anume pe evaluarea eficienței politicii educaționale și pe dezvoltarea unui model de îmbunătățire a politicilor educaționale în Israel, oferind o perspectivă globală și regională asupra subiectului dat. Tema cercetată de către autoare vizează particularitățile de adaptare a sistemului educaționale la cerințele economiei bazate pe cunoaștere și globalizare, unde au fost specificate în care că informația și cunoașterea devin resurse esențiale, iar educația deci capătă o direcție și importanță strategică. De asemenea, autoarea susține că interacțiunea dintre economia cunoașterii și politica educațională în Israel influențează și va influența competitivitatea țării în economia mondială. La analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere a acestea cu obiectivele menționate, deci metodologiile include metode calitative, cantitative, utilizând analiza comparativă, analiza factorială, analiza PIES, pe care și-a prezentat-o astăzi doctoranda, analiza SWOT, sinteză, observație, și modelarea conceptuală aplicativă, ce și a explicat și a modelul, deci realizarea modelului în trei etape. Deci autoarea a realizat această cercetare în trei etape, deci a modelului, prin colectarea datelor teoretice, a doua cercetare implică și aici a inclus și o analiză a pieței mondiale a serviciilor educaționale și a sistemului educației din Israel. Și a treia, deci, dezvoltarea unui model pentru integrarea conceptului economiei cunoașterii și a globalizării în politica educațională a Israelului. Deci, această abordare metodologică corespunde în mare parte obiectivelor pe care le-a stabilit autoarea, care inclus descrierea conceptului de economie a cunoașterii, evaluarea rolului politicii educaționale în economia cunoașterii și dezvoltarea unui model integrat al economiei cunoașterii în vederea eficientizării politicilor educaționale. Analiza conținutului tezei de doctorat, autoarea, pornind de la ipoteza cercetării, care presupune că adaptarea politicii educaționale israeliene la principiile economiei cunoașterii va spori poziția Israelului în economia mondială și va îmbunătăți calitatea educației și cooperarea internațională, explorează în detaliu aspectele economiei cunoașterii, astfel, în capitolul 1, aspecte teoretice ale economiei cunoașterii și politici educaționale în lumea globală,
Autoarea analizează concepte, economiei cunoașterii, evidențind diverse interpretări și definiții ale acestuia în literatura academică, cu un accent deosebit pe contribuțiile autorilor străini în domeniul economiei bazat pe cunoaștere și globalizare în mediul educațional, dar ignorând anumite cercetări valoroase ale cercetătorilor din Republica Moldova. Autoarea a scos în evidență modul în care procesul de globalizare influențează dezvoltarea sistemului educațional, evidențind interacțiunile dintre diferiți actori din sfera educațională. De asemenea, a fost cercetată direcțiile pentru evaluarea eficienței politicii educaționale în contextul economiei cunoașterii, care implică analiza sistematică și măsurarea realizărilor, rezultatelor și impactul politicilor și programelor educaționale pentru a determina relevanța lor față de obiective și pentru a asigura îmbunătățirea continuă a proceselor educaționale. Astfel, în acest context, autoarea a evidențiat mai multe opinii ale cercetătorilor din Israel privire la modalitățile de evaluare a eficacității politicii educaționale. Odată menționând că evaluarea eficacității acesteia în contextul economiei cunoașterii trebuie să fie una sistematică, sistemică, bazată pe utilizarea indicilor și indicatorilor pentru a măsura gradul de adaptare în cadrul politicii educaționale la conceptul economiei cunoașterii. Accentul principal al evaluării în măsurarea capacității politicii educaționale de a susține capitalul intelectual, de a dezvolta competențele necesare pentru funcționarea eficientă în economia modernă bazată pe cunoaștere. În capitolul 2, analiza dezvoltării economiei și cunoașterii în Israel ca factor de politică educațională. Deci, autoarea realizează diagnosticarea economiei cunoașterii și în politica educațională la nivel internațional, prezentând procesul de diagnosticare a economiei cunoașterii la nivel internațional în perioada 2012-2021. Dar unele date sunt prezentate secvențial pentru anul 2022 și pentru anul 2023. De asemenea, tot în acest capitol considerăm că tabelele 2.2, 2.3, 2.4 de la pagina 91-94, figura 2.12, pagina 93, ar trebui să fie revizuite și trecute la compartimentul anexe. Autoarea a realizat o analiză complexă la capitolul 2 a sistemului educațional din Israel pentru perioada 2017-2021. De asemenea, aici utilizând diversi indicatori și a argumentat eficient utilitatea metodologiei aplicate. Am putea menționa la acest subiect că analiza dată ar putea fi complementată cu anumite informații și pentru anul 2022. Un rol important în studiu l-au avut informațiile pe care autoarea le-a analizat, le-a identificat sub formă de rapoarte statistici ale organizațiilor internaționale. Analiza autoarei, bazată pe cercetarea Indexului Educației Mondiale, oferă în viziunea noastră un instrument important de măsurare și comparare a performanței sistemelor de învățământ în diferite țări ale planetei. Acest indice evaluează diferite aspecte ale educației, cum ar fi accesul la educație, calitatea curriculumului, competența profesorilor, nivelurile de alfabetizare și alți factori cheie. O atenție sporită a oferit autoarea cercetărilor factorilor de ordin politic, economic, social și tehnologic asupra implementării conceptului de economia cunoașterii în politica educațională israeliană. Și aici a folosit metoda PESTRI. Acest factor includ formarea profesorilor, structurile instituționale care oferă stimulente pentru antreprenoriat și utilizarea cunoștinților, acces la informații, TIC și un peisaj vibrant de inovare care include mediul academic, sectorul privat și societatea civilă. Cei trei poli menționați de către autoare în capitolul 2. La capitolul 3, îmbunătățirea politicii educaționale a Israelului în contextul economiei cunoașterii și a condițiilor globalizării din Israel, autoarea a utilizat cu precădere metoda descriptiv-analitică și modelarea conceptual-aplicativă, dezvoltând un set de recomandări privind crearea structurii modelului educațional în Israel în contextul globalizării.
A cercetat impactul globalizării asupra economiei cunoașterii, un accent special pe integrarea acestei economii în politica educațională a Israelului. A evidențiat că globalizarea transformă educația superioară într-un element cheie al economiei cunoașterii și a argumentat necesitatea modelării economiei cunoașterii în cadrul politicilor educaționale israeliene pentru a răspunde schimbărilor din piața educațională globală. De asemenea, deci aici la capitolul 3 a fost dezvoltat un model specific structurat pe cele trei nivele succesive: diagnosticarea și stabilirea obiectivelor, formarea structurii și evaluarea eficacității modelului pentru a integra conceptul de economia cunoașterii în politica educațională a Israelului, luând în considerare procesul de globalizare a pieței educaționale globale. Conform viziunii autoarei, acest model urmărește să fie un cadru practic pentru adaptarea politicii educaționale israeliene la economia cunoașterii și la condițiile pieței educaționale globalizate, propunând activități specifice pentru integrarea conceptului de economia cunoașterii în politica educațională. La următorul subiect, evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și a impactului acestora. Concluziile generale și recomandările elaborate de autor evidențiază o abordare cuprinzătoare și bine fundamentată în ceea ce privește perfecționarea politicii educaționale a Israelului în contextul globalizării. Rezultatele obținute contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, și anume la necesitatea fundamentării științifice și metodologice a dezvoltării unui model de introducere a conceptului de economie a cunoașterii în politica educațională a Israelului, cu scopul de a stimula edificarea unor relații internaționale productive în domeniul educației, oferind pentru aceasta fundamentarea științifică și metodologică necesară pentru dezvoltarea și implementarea modelului. Importanța practică a lucrării este subliniată de potențialul acesteia de a stimula relațiile internaționale productive în domeniul educației și de a facilita implementarea cu succes a practicilor educaționale inovatoare. Contribuția teoretică constă în furnizarea unei alternative raționale și aplicabile de idei și recomandări pentru dezvoltarea sistemului educațional în Israel, în timp ce semnificația sa aplicativă rezidă în dezvoltarea acestui model concret pentru adaptarea politicii educaționale la economia cunoașterii. De asemenea, rezultatele cercetării sunt replicate în publicațiile științifice și în prezentările la conferințe, care demonstrează o aplicabilitate largă și un impact semnificativ în domeniul politicilor educaționale. În ceea ce privește aprecierile cu privire la caracterul din noutate, contribuția personală, profunzimea discursului științific, deci studiul prezentat aduce o contribuție valoroasă a domeniul politicilor educaționale, concentrându-se pe integrarea economiei cunoașterii în contextul globalizării și dezvoltarea sistemului educațional din Israel. Originalitatea și noutatea se evidențiază prin dezvoltarea unei definiții proprii a economiei cunoașterii, adaptate la contextul globalizării și prin elaborarea unui model specific pentru implementarea acestui concept în politica educațională a Israelului. Modelul propus reflectă o înțelegere profundă și cuprinzătoare a necesităților sistemului educațional israelian în fața provocărilor globalizării și a economiei cunoașterii. Un aspect notabil al studiului este dezvoltarea unui sistem de evaluare a eficacității politicii educaționale prin indici și indicatori inerenți evaluării economiei cunoașterii, și anume Indexul Global de Inovație, Indexul Internațional al Drepturilor de Proprietate, Indexul Cunoașterii, Indexul Economiei Cunoașterii, Indexul Dezvoltare Activă, Indexul Pregătirii pentru Rețea, Indicatori de Intensitate Științifică și Productivitate Științifică, care sunt foarte importanți pentru a măsura impactul schimbărilor implementate.
Toate acestea relevează contribuția personală semnificativă a autoarei, demonstrând originalitate și profunzime discursului și în abordarea unei asemenea teme foarte actuale. În ceea ce privește stilul, claritatea și precizia exprimării, deci analizând structura și conținutul rezumatului și a tezii, putem menționa că autoarea a reușit să prezinte cercetarea într-un stil clar și în mare parte accesibil, o exprimare concisă a ideilor și a conceptelor cheie. Lucrarea are o structură logică, deci este scris într-un limbaj academic adecvat. De asemenea, claritatea exprimării, sintetizarea informațiilor care au avut loc în formă de tabelar, modular, grafic, precum și analizele toate, reflectă o maestrie în comunicarea științifică, facilitând astfel și diseminarea rezultatelor și recomandării. Lista de referință cuprinde o gamă largă de lucrări relevante pentru subiectul abordat, deci 221 de surse. Aceasta reflectă o cercetare amănunțită și bine documentată. Sursele variază de la studii academice, articole, monografii, din revise de specialitate, până la rapoarte ale organizațiilor internaționale și lucrări de referință în domeniu, toate acestea evidențind profunzimea și diversitatea cercetării autoarei. Citările sunt repetate la subsol, referințele bibliografice sunt formatate în mare parte, deci conform contractelor sunt mai încadre. Deci, din punct de vedere tehnic, lucrarea este datată corect, respectând cerințele regulamentare, se mai întâlnesc unele mici erori gramaticale care nu diminuează valoarea științifică a cercetării. În ceea ce privește rezumatul și corespunderea rezumatului cu conținutul tezei. Deci rezumatul tezei este de plină concordanță cu conținutul și structura generală a lucrării, oferind o privire de ansamblu eficientă și concisă asupra problematicii studiate. Rezumatul reflectă adecvat scopul și obiectivele tezei, precum și metodele de cercetare utilizate, evidențiind principalele contribuții științifice, noutatea și relevanța rezultatelor obținute. Concluzia. Deci, teza de doctorat elaborată de Lama Mașal, sub conducerea doamnei doctor conferențiar universitar, Lovata Ludmila, corespunde exigențelor pregătirii doctorale și poate fi susținută, poate fi acordată titlul de doctor în științe economice. Acum, domnul Roșca? Da, asta o profundă prezentare a vizorului de doamna președinte. Eu o să fiu mai succint. O să comentez momentele principale care le-am menționat în articolul meu. Eu am avut posibilitate să particip ca membru la Comisiei de Consultare, la toate etapele de elaborare a acestei teze. Și aș vrea să fac așa o concluzie că autoarea, doamna Lama Mașal, a demonstrat un curaj principal, s-a manifestat destul de pozitiv în efectuarea cercetărilor la toate etapele de doctorat. Asta ca o introducere. În ceea ce privește, vreau să spun că teza științifică finalizată, care logic, conține un material foarte bogat analitic, în baza analizei care autoarea a efectuat, i-a dat posibilitate ca să formuleze concluzii și recomandări foarte bine, logic, adică finalizat. În ceea ce privește noutatea științifică, iată
De acum noi și la prezentarea autoare și în raport care au fost menționate toate momentele. Eu de asemenea am menționat și noutatea științifică în ceea ce privește adică însuși categoria de adică cercetare științifică ce rol are economia în învățământul superior. Asta este foarte bine de putere redat în cheze și în referat. Elaborarea recomandărilor asupra implementării modelului care domnul l-a elaborat și recomandă preimplementare la toate etapele de învățământ. A elaborat metodologia de evaluare a implementării. Asta este un moment foarte pozitiv, consilier. În ceea ce privește evaluarea teoretică și practică a lucrării, fără îndoieli, suntem convinși că o lucrare de punct de vedere teoretic și practic, care va avea o influență foarte pozitivă în rezultatul implementării recomandărilor și concluziilor care sunt formulate de autor. În ceea ce privește suportul metodologic, foarte bine au fost de acum comentate, domnule ei a folosit diferite metode în elaborare tezei de doctorat. În ceea ce privește redactarea tezei, eu consider că în varianta dată, teza este foarte bine redactată, drept că la etapele când noi am discutat, au fost mai multe obiecții făcute, dar în ultima variantă consider că ea este conform cerințelor și conținutul tezei și bibliografia, pentru că erau multe așa, momente care nu erau sistematizate conform cerințelor anacei. În ceea ce privește redactarea concluziilor și recomandărilor, eu consider că autoarea a izbutit să formuleze concluzii concrete, argumentate, care reiese din rezultatul cercetărilor care le-a efectuat și în baza acestor concluzii a formulat destul de bine și a prezentat în fața comisiei, astăzi ne-a convins, recomandări foarte benefice care vor avea o influență pozitivă fiind implementate în sistemul de învățământ în Israel și nu numai în Israel, și în alte țări. În ceea ce privește publicații, eu consider că domnul ei are destul de bune și foarte bine prezentate și la conferințe științifice. Iată, au fost 16 lucrări științifice. Asta ne convinge că domnul ei toate rezultatele științifice care le-a promovat în școala de doctorat le-a adus publicului științific și practic sunt propuse pentru implementare. Asta este un moment foarte pozitiv. În rezultat, eu consider că doamna Lama Mașal a demonstrat
calități înalte care îi permit ca să pretinde, dar nu ne permite ca să luăm o decizie foarte pozitivă de a-i confirma gradul de doctor în științe economice la specialitatea 521.02 Economie mondială, relații economice internaționale. Eu sunt pentru. Mulțumim. Și acum dăm știri retratul de analiză a domnului doctor habilitat, profesor universitar, domnului Stratan Alexandru, care a solicitat un mesaj ca să dăm citire integral avizului, dat în faptul că este un aviz pozitiv, cu calificativul foarte bine, date motive tehnice, deci dumneavoastră nu are posibilitatea să intervină personală. Cu permisiunea dumneavoastră, dau citire gradul de analiză, deci la gradul de doctorat și rezumatul tezei doamnei la mama Șal, așa, la specialitatea 521 Economie Mondială Relații Economice Internaționale, analiza actualității temei și problematice abordate. Tema de doctorat, economia cunoaștere și politica educațională în Israel, în contextul globalizării, este de o mare actualitate indiscutabilă în faptul că în perioada contemporană asistăm la schimbări structurale profunde în multiple sectoare ale societății, incluzând aici și sectorul educațional. Aceste modificări sunt ilustrate în tranziția de la economie orientată predominant spre resurse interne, spre una globalizată, deschisă și competitivă. În era globalizării, unde informația și cunoașterea devin resurse centrale, rolul educației devine strategic. Israelul, recunoscut pentru inovațiile sale și cercetarea științei studiului, se confruntă cu necesitatea de a-și ajusta politicile educaționale pentru a răspunde noilor cerințe ale pieței mondiale a cunoașterii. Astfel, interconectarea dintre economia cunoașterii și politica educațională israeliană capătă o importanță crescândă în determinarea competitivității naționale în contextul economic global. Studiul acestor aspecte, evaluarea metodologiilor implementate și analiza rezultatelor obținute de către autoare în cadrul globalizării devin esențiale. Caracteristici definitorii ale economiei bazate pe cunoaștere, precum inovație, educație, cercetare și transferul de cunoștință, sunt foarte vitale în contextul globalizării, stimulând competitivitatea, progresul tehnologic și dezvoltarea accelerată. Astfel, tema aleasă de doctorandă evidențiază necesitatea de a înțelege în detaliu sistemul educațional israelian în raport cu tendințele globale din economia cunoașterii și din procesul internaționale. Analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere acesteia cu obiectivele menționate. Lucrarea abordează investigarea într-un mod meticulos, recunoscând importanța folosirii unicame, complexe de metode și tehnici științifice pentru a obține o înțelegere completă a fenomenului studiat și pentru a defini obiectivele propuse. Metodele științifice sunt aplicate în diferite etape ale cercetării, începând de la formularea clară a problemei și a ipotezilor generale și particulare, până la colectarea și analiza riguroasă a datelor. Autorul investigează impactul potențial al aliniamentului politicii educaționale din Israel la principiile unei economii bazate pe cunoaștere. Se presupune că această abordare va întări rolul Israelului în arena economică mondială și va îmbunătăți calitatea educației, facilitând în același timp cooperări internaționale benefice și dezvoltarea legăturilor educaționale globale. Pentru această ipoteză, autorul a adoptat o combinație de metode calitative și cantitative, incluzând analiza documentară, sinteza, observația și analiza statistică. Cercetarea s-a desfășurat în trei faze distincte. În fiecare etapă a procesului, autorul a folosit atât informații teoretice cât și date empirice pentru a formula concluzii corecte și pentru a sugera recomandări practice. Această abordare oferă o perspectivă completă asupra subiectului și contribuie la confirmarea și utilitatea rezultatelor cercetării. Analiza conținutului tezei. Scopul acestei cercetări
elaborarea unui model conceptual pentru integrarea principiului economiei bazate pe cunoaștere în cadrul politicilor educaționale din Israel, considerând dinamica globalizării în sectorul educației și promovând cooperarea internațională eficientă, precum și perfecționarea strategiilor educaționale naționale în context global. Deci, pentru atingerea acestor scopuri, teza și-a propus obiectivele care sunt menționate în lucrare. Teza are o structură clasică, componentele de bază constituind introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, precum și anexele respective. Introducerea aduce în discuție importanța studiului care a construit punctul de plecare a cercetării realizate. În cadrul acesteia se conturează clar scopul și obiectivele urmărite în dezvoltarea cercetării. Autorul a formulat o ipoteză de lucru care a ghidat întregul demers investigativ. Metodologia adoptată este succint rezumată, evidențiindu-se metodele de cercetare utilizate ca instrumente esențiale în elaborarea studiului. Se conturează rezultatele obținute în urma cercetării, evidențiindu-se noutatea științei, originalitatea tezei de doctorat. Semnificația teoretică și practică a studiului este expusă în mod clar, subliniind impactul acestei cercetări în domeniul respectiv. De asemenea, se oferă o prezentare concisă a conținutului capitolelor care alcătuiesc cercetarea disertației, oferind cititorului o imagine generală asupra structurii și tematice abordate în lucrare. În primul capitol se abordează în detaliu fundamentul teoretic al și elucidarea naturii acestei forme de economie prin examinarea diverselor perspective și definiții oferite de o gamă variată de autori, inclusiv cercetători și practicieni din domeniul educației, economiei, cunoașterii și globalizării. În cel de-al doilea capitol, analiza dezvoltării economiei, cunoașterii a Israelului ca factor a politicii educaționale, autorul a întreprins o cercetare exhaustivă pentru a dezvolui dinamica și tiparele care conduc dezvoltarea economiilor bazate pe cunoaștere, atât în Israel, cât și în diverse țări la nivel mondial. Această investigație acoperă atât un eșantion transnațional, cât și particularitățile contextuale ale Israelului. Focalizarea principală a acestui capitol se axează pe analiza complexă a relației dintre progresul economiei bazate pe cunoaștere și elaborarea politicilor educaționale. Autorul a interpretat cu meticulozitate o varietate extinsă de date și factori care influențează progresul economiei cunoașterii la nivel global și în peisajul israelian. Scopul fundamental al acestui capitol este de a atrage atenția asupra tendințelor și factorilor semnificative care modelează economia cunoașterii în Israel și alte țări, și de a evidenția implicațiile acestora asupra politicilor educaționale. Autorul a efectuat o analiză detaliată a datelor referitoare la inovare, la cercetare, dezvoltare, precum și la rolul educației în stimularea și catalizarea economiei cunoașterii. Zic de interes, descoperirea modului în care evoluția economiei cunoașterii poate servi drept pentru modelarea și adaptarea politicilor educaționale. De asemenea, sunt relevante contribuțiile autorului cu privire la extragerea învățămintelor și a ideilor din succesele experiențelor Israelului în acest domeniu în contextul globalizării. În al treilea capitol, perfecționarea politicii educaționale Israelului în contextul economiei cunoaștere a Israelului și a condițiilor globalizării, se discută abordările prin care se poate incorpora conceptul economiei bazate pe cunoaștere în cadrul politicilor educaționale din Israel. Autorul propune un cadru teoretic care vizează integrarea fundamentelor economiei cunoaștere în structurile și planurile educaționale. Prin acest cadru se urmărește o utilizare optimizată a resurselor de cunoaștere și inovare cu scopul de a defini obiective educaționale stabilite. În cadrul acestui capitol, autorul elaborează diverse inițiative strategice, definește obiective precise care vor funcționa ca un ghid pentru aplicarea modelului propus atât în politica publică cât și în cadrul instituțiilor educaționale individuale.
Apreciem pe bună dreptate că aceste inițiative și abordări constituie etape esențiale în implementarea efectivă a conceptului economiei cunoașterii în sistemul de educație. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și a impactului acestora. Rezultatele acestei cercetări conduc la schimbări transformative în politica educațională necesară pentru consolidarea economiei cunoașterii în Israel și pentru intensificarea interacțiunii internaționale eficiente. Globalizarea în sfera economiei cunoașterii influențează inevitabil viețile serviciilor educaționale, transformând educația superioară într-un actor principal în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. Această inițiativă vizează o colaborare mai strânsă între Israel și alte țări în sfera educației, facilitată prin schimbul de cunoștințe și experiență. Se anticipează consolidarea poziției sistemului educațional israelian pe plan mondial și îmbogățirea mediului său educațional cu scopul de a spori competitivitatea acestuia în ansamblu. Cercetarea prezentată aduce o contribuție importantă în domeniul teoretic și conceptual, oferind un set de idei, concluzii, recomandări inovatoare și practice destinate să sprijine evoluția formării profesionale în Israel la diferite niveluri. Autorul a elaborat definiții originale și a extins teoria curentă legată de tematica studiului. Importanța practică a lucrării este prezentată de crearea modelului pentru integrarea conceptelor economiei bazate pe cunoaștere în politica educațională a Israelului. A stabilit obiective strategice pentru implementarea acestui model atât la nivel național în Israel, cât și la nivelul instituțiilor educaționale. Contribuțiile specifice ale autorului au fost recunoscute și validate prin publicarea unor articole în reviste specializate și prin prezentarea lor în cadrul unei conferințe academice. Apreciere cu privire la caracterul din noutate, contribuția personală, originalitate și profunzime. Zero de doctorat, economia cunoașterii și politica educațională în Israel, în contextul globalizării, sugerează un nivel înalt de originalitate și noutate științifică în domeniul economiei cunoașterii și a politicii educaționale. Principalele elemente ale noutății științifice rezidă în definiția proprie a economiei cunoașterii, modelul de introducere a economiei cunoașterii în politica educațională a Israelului. Rezultarea acestui model este un exemplu remarcabil de inovație aplicativă. Modalități și etape de aplicare a modelului. Elaborarea unei metodologii clare pentru implementarea modelului este un pas esențial pentru a asigura eficacitatea și sustenabilitatea acestuia. 4. Evaluarea eficienței modelului. Dezvoltarea unei metode de evaluare a eficienței modelului adaugă o dimensiune importantă de verificare și validare a lucrării. Cercetarea indică un grad ridicat de originalitate și inovație în domeniul economiei cunoașterii și a politicii educaționale. Contribuțiile autorului sunt relevante, bine fundamentate și au un potențial de a aduce schimbări semnificative în modul în care cunoașterea este integrată în sistemele educaționale și politicile statului, în special într-un context globalizat. În ceea ce privește aprecierile cu privire la stil, claritate și precizie exprimării. Lucrarea de față deplinește aceste criterii stricte, având la bază o gamă largă de resurse specializate. Aceasta deci demonstrează o investigație amănunțită și o abordare detaliată a subiectului tratat. Aceasta indică nu doar o comprehensiune profundă a temei, dar și o aptitudine de a transmite aceste idei într-un mod clar și direct. Lucrarea se distinge prin modul clar și precis în care sunt prezentate ideile, reușind să expună argumentele într-o manieră logică și ușor de urmărit. În ceea ce privește corectitudinea aparatului științific și descrierile bibliografice, se apreciază corectitudinea și atenția rigoroasă acordată aparatului științific și a descrierilor bibliografice. Lucrarea conține o impresionantă bibliografie formată din 221 de titluri, reflectând o cercetare amplă și detaliată. Este apreciat modul în care autorul a organizat lucrarea, inclusiv 176 pagini de text de bază, care reflectă abordarea exhaustivă a subiectului, 26 de anexe, care adaugă context și suport informațional esențial,
Prin folosirea a 41 figuri și 28 tabele, autorul a ilustrat și a susținut argumentele cu ajutorul datelor, contribuind astfel la claritatea și autenticitatea lucrării. Viza tehnică. Lucrarea este elaborată și formatată în conformitate cu cerințele înaintate de către ANACEM. Apreciez privire la corespunderea rezumatului la conținutul tezii. Rezumatul corespunde conținutului tezii și este expus în concordanță cu structura aprobată pentru această publicație. Rezultatele au fost publicate în 16 lucrări științifice care testă recunoașterea contribuției autorului în domeniul său de cercetare și a valorii adăugate a referentului domnului profesor Alexandru Sorcan cu privire la susținerea în ședință publică a tezii doctorate. Apreciind investigațiile efectuate, constatând că tezele doctorat în științe economice cu tema economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării, elaborată de către Lama Mashal, reprezintă o lucrare științifică finalizată, conține inovații științifice și valoare aplicative. Teza corespunde cerințelor regulamentare în vigoare, demnă de o apreciere înaltă, iar doctoranta la Mama Mashal merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitatea 52102 Economie Mondială, Relații Economice Internaționale cu calificativul foarte bine. Referentul cel, domnul profesor Alexandru Stratan, doctor habilitat în științe economice. Data 10 ianuarie 2024. Mulțumim domnul Stratan pentru apreciere și oferim cuvântul următorului de membru referent, domnul Menin Alon Zvin, doctor în științe economice. My friends and my members say that I will make it a little bit shortly. I will start about the relevance of this issue of the thesis. It is important to understand that research of hypotheses, the knowledge economy, is based first of and foremost on developing intellectual human capital. Human capital development will provide many aspects of national output, including developing and nurturing the citizen in his world life, especially in the economic and the technological dimension. However, it is important to note that the research of Mrs. Lama Mashal presents both in the literature review and the research in the analysis stage. The knowledge economy is globally reflected and based on complex and fungible network of economic development, dependence between countries in terms of production, trade, contribution, and capital. The researcher also noticed that knowledge is constantly changing, contribute and influence, and become an important factor in improving the local and national product of both Israel and other countries like Moldova. The research relevance is important because the knowledge economy characters like innovation, education, research and knowledge transfer play an important role in the factors of contribution to the globalization, increasing competitiveness, technological motivation, and the accelerated development rate and the creation of local knowledge. The researcher presents a global dimension, which is a part of present research title definition, as an objective trends devoted the dominant effects of many countries, including the modern knowledge economy, which transfers its influence on the market provide educational services. This interesting and relevant analysis makes the higher education system as a practical and the main driver in developing the knowledge economy field. Considering this context, we can understand that the current research, like Mashal tells us, is very important, which emphasizes the currently
there is not only a theoretical need, but also urgent practical need to create a model that can be effectively change education service from different perspectives and in the globalization process context. The review's conclusion as to whether or not doctoral thesis should be defended in the public. In summary, the doctoral thesis of Mrs. Rama Mashal invaded context theories in terms that allow extensive learning of economic and institutional issues that suit to the 21st century requirements. I found that their research made sure that the work will present interesting and above in a pragmatic way the national benefits of the State of Israel if it is develops a human capital and opens the system to internationality and domestic of foreign competitiveness. On the other hand, it is also improve the human capital factor to improve an economic criteria that indicate a national economic results. Such a national product, unemployment rate, treating a minority population, teaching training and human capital for educational institutes. All of this made me decide that the work was well done. The researcher was the was answered about the all requirements of the commits and the defense set, and I will confirm that the student has passively and success in her PhD course. Therefore, I found that she was underlined by the PhD degree in the sexuality of economic and this specialization. And I think that our PhD work are very nice and great of. Mulțumim. Și acum, stimată doamnă doctorandă, dacă doriți să dați răspuns la unele sugestii care au fost formulate în retrase de analiză ale referințelor. First, I want to thank every member here and Dr. Professor Satotan and all of your subject. It's more and more with I expected all of the what you say, and I respect, and I now I feeling that I'm a doctor, and thank you for all the your participate in my the way to be a doctor, and thanks for my Ludmila, Professor Ludmila, for help all of the time and all of the messages all of the time with the online emails and for the your help for me to be on the this degree now after 6 years. Actually, I read it a lot of articles and boxes about this subject. It's yes, I'm from the educational sector. I'm a teacher. I'm a mentor. I'm a guide from in the college.
I'm a teacher in so many subjects. I have a bachelor in math and in special education, and I'm a diagnostic for a special education. Actually, I learned so much from I was a little girl all of the time. I like to read. I love to read. I like to all the time to change my life. I began there for the first grade teacher, and then I change and learn and improve my life. As I'm so happy, I'm so proud that I'm here in this commission. Thank you very, very, very much. Și acum trecem la următoarea etapă, deci urmează dezbaterea științifică, se mai spune la Comisia Culturală, să expuneți cu previziunea noutatea, valoarea, dar în același timp și perspective de viitor. Dezbaterea științifică și perspectivele tezei dizertației. Eu să mă repet acum. Eu am menționat doamna Lama Mașal a demonstrat abilități înalte ca cercetător științific, a elaborat o teză care corespunde cerințelor ANACER și conține noutate științifică, care deja am menționat toți referenții, conține concluzii și recomandări benefice pentru învățământul superior în Israel și consider că noi o să facem un pas foarte pozitiv dacă la așa o persoană, eu îmi conferi gradul de doctor în științe economice, la specialitatea economiei mondială și relația economice internaționale, deoarece dumneavoastră ei mi-a convins că corespunde acestor cerințe. Dacă mulțumim, domn profesor, de fapt, aici este încă o dată pus la această etapă, este ca să confirmăm că, într-adevăr, ați fost foarte îndrăzneață când ați identificat și ați preluat această problematică de cercetare, și anume un domeniu interdisciplinar, educația și economia, și al treilea, politici educaționale bazate pe economia cunoașterii în contextul globalizării, dar din faptul că este această conexiune este foarte dinamică și este supusă la foarte multe provocări. Consider că ambiția, curajul dumneavoastră, deci a contribuit pentru ca să reușiți să realizați obiectivele propuse,
Consider că acest model pe care dumneavoastră l-ați explicat, l-ați argumentat, este binevenit nu numai pentru sistemul educațional din Israel, dar și pentru alte țări. Și un element foarte important pe care l-am sesizat în lucrare este că adaptarea sistemelor educaționale la cerințele economiei bazate pe cunoaștere și globalizare, această cerință este actuală și cred că pentru o perioadă foarte mare de timp, adică în permanent este necesar de a cerceta, de a precăuta modele, abordări, concepte, strategii, indicatori, indici și așa mai departe pentru ca să reușim să stabilim astăzi ce are nevoie de făcut sistem educațional pentru câțiva pași înainte. Din aceste considerente, vă propun ca să nu vă opriți aici cu cercetarea și să continuați și alte, adică și următorul nivel, nivelul de doctor habilitar, care de fapt deja și o aveți temă. Deci cum va reuși implementarea modelului conceptual pentru pe care astăzi l-ați demonstrat, cum va reuși el în practică și care vor fi rezultatele la fiecare etapă de implementare. Vă urez succes și vă mai așteptăm ca și în continuare să participați la diferite manifestări pe care le organizează Universitatea de Stat și alte instituții de învățământ aici în Republica Moldova. Și poate, de ce nu, la următoarea etapă să faceți un model și pentru Republica Moldova, de îmbunătățirea politicilor educaționale. Da, mulțumim! I think that the issue of alternatives are very important and very relevant, as I said before. I think also Israel, also Moldova, and a lot of countries have made changes in these years. This kind of research making our decision like more interdisciplinary. So the results of the model of what Lama suggested, that's why the reason that you will make it, that she will recommend to do that by three stages. Every country which needed these changes must do it by steps, okay? Because all of the institutional education institution and also the political issue cannot make change like that. It takes time. You can see the bills also in Moldova. Okay, I've been living in Moldova, I think 15 times. The starting point was 2013. I see every year that the country are making another step. And there are the years that the step are stand. They are not growing up. You can see it happen. You can see it in the street, you can see it in the institute, you can see it in the education system. That's the way, and that's the reality of countries are making the changes. So that's why the reason that I think that our research are very relevant, because they are not just suggest something and pull over and everyone can do what they think. She suggests to do it by steps. She suggests to do it by levels. And she was thinking about the pedagogy, and she thinks also about the mechanism. You see the problems in the mechanism that will make the changes. But I think the situation of Israel, I think there are a lot of similar, because
because everyone thinks that the situation in Israel, it's very good, but it's not. It's not. If we can think about the knowledge economy in Israel, we can find only about 10% of the workers. The high tech, the medicine, the energy, and that's all. Okay, I know it. It's only about most of the 50%. Now, what about 55? Okay, you can see it in the Arabic people. You can see it in the people in the north or in the south. That's what you're talking about, the situation in Tel Aviv. Not all the Israelis Tel Aviv, of course. Not. Most of them are not in Tel Aviv. Okay, and that's a problem. Also, as I said before, in many countries and also in Moldova, there is no national program. No national program in Israel about make the change between the low industry to the high industry, to the low, from the low education to the high education. Okay, that's why we think everybody say high tech, high tech, high tech. It's only between 7 to 9%. That's all. Of course, they are making a lot of money. I agree, but what about the future? What about drivers? What about teachers? What about people who are working in the stores or in the service offices? That's the problem. That's what she suggests to make the change. And the first change is here in the mind, okay? That I need to be more economically. I need to be more modernization. I need to think different. And that's what I think is the innovation of heritage. Thank you. Mulțumim. Și acum, când sufer conducătorul științific, doamne, doamne, doctor în științe economice, pentru ca să-mi spună despre doctorant și despre teza de doctorant, care a condus Mă scuzeți, deoarece susținerea este bilingvă. O să trec în engleză ca să mă înțeleagă și doamna Reșcă. O să trec în engleză. Da. My review about doctoral student Lama Mishal. They will start with Lama's background. And I will start that she has obtained 3 bachelor degrees. First bachelor degree in mathematics. She graduated at Open University in Jerusalem. Second bachelor degree in psychological in the Burlington College in the United States of America. And third bachelor degree in special educational in Clay College in Beersheba. After this, also she obtained master degree in educational counseling at Clay College in Beersheba. And from this degree, I see that she carries out educational activities in both in pedagogical teaching training in Clay College in Beersheba. In 2018, Lama continued her studies and was enrolled in Irim's doctoral program in Moldova. And her current research, knowledge, economy, and educational policy in Israel in the context of globalization deals with the knowledge economy, its impact on the educational systems policy in Israel and in the context of globalization. I will emphasize her professional qualities. During postgraduate studies, she proved herself to be a competent,
highly erudite specialist. She was an excellent student, very serious, consistent in her work. She demonstrated the ability in independently carry out in depth theoretical research and conduct a wide range of scientific papers, taking part in conferences, international conferences, scientific seminars and roundtables. She participated in more than seven conferences and was written more than, not more than, but 16 articles which have a category according to the UNGEC requirements. Lama performed profound research that examines the definitions, theories, the development process of the knowledge economy, and its influence on the economic educational system in Israel compared to other countries. She is distinguished by neatness and attentiveness in its work, perseverance in achieving her goals, thoroughness in conducting statistical processing of the data, analyzes and allowed her to obtain interesting and important scientific data. Having good command in English, Lama studied a large volume of publications, not only by domestic, I mean Israeli, but also by foreign authors. So in general, Lama successfully all the tasks set during the dissertation research. And not only with these tasks, I will say, Lama successfully overcame the difficulties she had to face during her doctoral studies. And this refers to sudden death of her first scientific advisor, Professor Alexander Grebincha. This fact upset her, but didn't stop. Then, what happened? Restructuring the educational institution in Moldova, in which she found herself. First, the takeover of the Institute of International Relations in Moldova, where she was enrolled in fact, by the Academy of Public Administration, and then the takeover of Academy of Public Administration by the State University of Moldova. Then pandemic COVID-19, when the world stopped in uncertainty. And the war is happening just now in Israel is a war. When people being killed and homes being destroyed. Nevertheless, Lama is a very active researcher. She is a good lecturer and guide. She has high moral qualities and enjoys the well-deserved respect of professors, doctoral students, and current colleagues. In addition to the current research, she is a member of the regional and national forums, where she examines national and social issues and presents her position. She is a member of the Public Association for the Development of Women's Business Initiatives, and is considered a leader of public opinion in Arab society in southern Israel. Undoubtedly, Lama Mashal has developed quite well as a scientist and specialist. And I think that her dissertation meets the requirements of our agency AMACHEC, and the applicant deserves the degree of PhD in
confidentiality, world economy, and international economic relations. I wish I would love. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mulțumim, doamna comunicator. Și acum, deci, urmează ca membrii comisiei de doctorat să trecem în altă locație aici aproape pentru ca să decidem asupra calificativului care urmează a fi atribuit tezei și asupra propunerii de acordare a titlului de științe pe doctor. Alți membri ai comisiei de doctorat, stimată doamna Mașal, cu permisiunea tuturor și a domnului Stratan în online, permiteți-mi să dau citire. Procesul verbal numărul 2, 26 ianuarie 2024, al ședinței Comisiei de Doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor. La ședință au fost prezenți 4 membri în format fizic și un membru în format online, precum și secretarul ședinței Comisiei de Doctorat. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza de doctorat în științe economice, elaborată de către Masha Laman, și au constatat 1. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. 2. Membrii comisiei doctorat au evaluat teza așa, cu denumirea economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării și i-a atribuit calificativul foarte bine. Very good. 3. Membrii comisiei doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științe economice autoarei Lama Mașal cu tema Economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării, după cum urmează. Pro 5, membri contra 0. În temeiul acestora, Comisia de doctorat a decis calificativul foarte tezei de doctor în științe economice cu titlul Economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării elaborată de Masha Laman. Și 2. A conferit titlul de doctor în științe economice doamnei Masha Laman. Subsemnat Acămurar Maria, cu semnătură, și Ghilimud Tinov Nina, secretar al Comisiei de Doctorat. Cu aceasta, întreaga echipă a Comisiei de Doctorat va aduce sfinte felicitări și succese mai departe. Și cu aceasta, dacă nu mai sunt alte comentarii, mulțumim. Deci ședința de susținere publică a luat sfârșit.